reușite azi, Fecioara. O să profitați de o conjunctură anume ca să vă cumpărați diverse lucruri pentru casă, ori poate e vorba chiar de o locuință. Balanța. Relația sentimentală o să vă aducă armonie, comunicarea va fi la alt nivel și o să puteți ajunge și la căsătorie anul viitor. Pentru cei căsătoriți, totul e sub control. Scorpion. O să vă interesați de banii pe care urmează să-i încasați, ca să se știe când or să vină, că aveți nevoie să vă luați diverse lucruri obligatorii. Săgetător, vă caută prietenii de pe alte meleaguri să vă întâlniți și o să vă consultați agenda să vedeți dacă puteți da o fugă la ei sau îi așteptați pe la voi. Capricorn, voi ați putea lucra pe mai multe fronturi dacă vă permite timpul și o să strângeți un capital, că vor fi câteva surse financiare din care o să vă alimentați. Vărsător, vine cineva care știe cum să vă cucerească, oricum e bine intenționată persoana, dar se poate să fiți cam distrați așa și să ratați momentul. Fiți un pic mai atenți, mai receptivi. Pești, se poate să vă îndeletniciți cu lucruri care vă fac plăcere și să vă refaceți starea de spirit, să căpătați acel optimism care vă furnizează inspirație, o viziune. Berbec, o energie debordantă și o să faceți acele lucruri pe care vi le-ați propus mai demult, că n-ați avut posibilitatea, iar acum marele benefic Jupiter pune umărul la realizarea voastră. Taur, se poate să luați o decizie majoră, să vindeți casa, ori să vă căsătoriți și vă mutați la partener acasă, vor fi niște schimbări și e bine să dați dovadă de maturitate. Gemeni, e posibil să faceți o rezervare pentru weekend într-o stațiune de agrement și să vă duceți fie la odihnă, fie la distracție, cu fi un eveniment festiv pe acolo. Rac, vi se propune o funcție care o să vă încarce cu responsabilități, dar o să vă descurcați, că o să mai fie lume prin jur care să vă susțină, fiecare cu ce o să poată. Leu, e cineva care își dorește să fiți împreună, să aveți copii și să fiți fericiți, că are o disponibilitate nelimitată când vine vorba de a-și dărui sufletul. Reușite azi!